Slăvească Domnul! Hristos a înviat! Suntem așa de fericiți că putem să afirmăm lucrul ăsta prin credință pentru o persoană care pur și simplu ne umple viața, care pur și simplu ține la noi și ne iubește. El ne iubește în cele mai complicate momente ale vieții noastre. Și atunci când oamenii ne disprețuiesc datorită unor slăbiciuni pe care s-ar putea să le experimentăm accidental în viață, El nu ne părăsește. Dragostea Lui este veșnică față de noi. Trăiască Domnul! Fratele Gianni, înainte să predice, a citit din Roman capitolul 10, versetele 9, 10 și 11. Vreau să le recitim în limba română de data asta. Roman 10, versetele 9, 10 și 11. Pentru onoarea stăpânului citim. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Amin. Frații mei, surorile mele, reocupați-vă locurile. Vă salut în numele Domnului pe toți. Sunt bucuros să vă revăd aici, în casa lui Dumnezeu de la Betania, în sanctuar. Ne-au luminat, ne-au strălucit fețele la rugăciune, la cântare, pentru că i-am cântat Domnului. Este misiunea noastră să ne închinăm. El ne ispășește și noi ne închinăm. Lucrarea Lui de ispășire este pentru noi, închinarea noastră este pentru El. Ceea ce a făcut El pentru noi este să moară și să învieze. Ceea ce facem noi pentru El este să ne închinăm, să-L adorăm. În seara aceasta o să rostesc o predică pe care am intitulat-o Cât costă mântuirea și care este scopul ei? Învierea Mântuitorului Iisus Hristos dintre morți este un eveniment care se încadrează în procesul mântuirii lui Dumnezeu. Mântuire pe care Dumnezeu a realizat-o pentru oameni. Mântuirea este eliberarea din păcat și prețul pentru păcat este moartea. Însă scopul mântuirii este viața. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre felul în care Dumnezeu a realizat mântuirea. Atunci când vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu, oferită prin Hristos oamenilor, trebuie să afirmăm faptul că mântuirea a fost produsă în sânul Trinității. Dumnezeu Tatăl a conceput și a proiectat mântuirea. Dumnezeu Fiul a realizat proiectul acesta. Și Dumnezeu Duhul Sfânt l-a aplicat, îl aplică și astăzi pentru toți oamenii care se pocăiesc și cred. Atunci când vorbim despre această mântuire realizată de Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, trebuie să menționăm că acest proces s-a desfășurat într-o perioadă lungă de timp și a avut mai multe etape. Prima dintre ele este formarea poporului evreu din Avram, ca un popor mesianic din care poporul urma să se nască Mântuitorul, Mesia. Apoi, întruparea Mântuitorului în cadrul acestui popor, printr-o fecioară, metodă care a eliminat păcatul adamic, sub incidența căruia se naște orice copil, care păcat l-ar fi descalificat pe Mântuitorul Iisus Hristos să fie mântuitor. De aceea a trebuit să ocolească nașterea normală, pentru că nașterea normală, din punct de vedere spiritual, presupune să treci, să te așezi sub incidența păcatului adamic. Ori dacă Mântuitorul ar fi avut un singur păcat, n-ar mai fi putut să fie Mântuitorul. Gândiți-vă numai cât de puțin important este acest aspect pentru oameni și cât de mare este el în adevăr.
Hristos ar fi fost descalificat să fie mântuitor dacă ar fi avut un singur păcat. Păcatul adamic, sub incidența căruia se nasc toți copiii, sau păcatul înfăptuit conștient, atunci când omul iese din dimensiunea aceasta a primilor ani, când nu-i conștient de realitățile vieții. A treia etapă este moartea Mântuitorului, ca miela lui Dumnezeu, care miel a luat asupra lui toate păcatele oamenilor, după modelul jertfelor animale din templul de la Ierusalim. Aduceți-vă aminte de Vechiul Testament, de templu. Aduceți-vă aminte de altar. Aduceți-vă aminte de numărul nesfârșit de animale jertfite. Și aduceți-vă aminte că aceasta era legea ceremonială. Ea privea spre mielul lui Dumnezeu, de aceea când Ioan l-a introdus pe Hristos, nu a spus iată leul din Iuda, cum se va spune în viitor când va reveni, ci a spus iată mielul lui Dumnezeu. El a venit ca miela lui Dumnezeu. Misiunea lui a fost să vină și să moară. El a trebuit să se nască în contextul poporului evreu. De aceea, cu mai bine de 1000 de ani în urmă, Avraam a dat naștere la acest popor. Din poporul acesta s-a întrupat Hristos, s-a întrupat printr-o fecioară ca să se întrupeze fără păcat și fără păcat fiind să devină mântuitorul și mântuitor fiind să moară pentru oameni și murind pentru oameni să îi achite pe oameni în sensul ca să îi justifice pe oameni, să ierte pe oameni, să moară în locul lor. Învierea Domnului este a patra etapă a procesului mesianic. Învierea Mântuitorului a treia zi, care înviere este absolut supranaturală și inexplicabilă. Înviere care este un model al învierii credincioșilor la vremea la care ei vor învia, prin aceeași putere a lui Dumnezeu. Înălțarea Mântuitorului la 40 de zile după înviere, în fața ucenicilor care îl priveau înmărmuriți, cum sfidează forța gravitației și se ridică dintre ei, este unul dintre ultimile evenimente din procesul mesianic. Aceasta este mântuirea pe care a realizat-o Dumnezeu. Concepută, proiectată de Tatăl, realizată de Fiul și oferită, aplicată de Duhul Sfânt. Iar învierea Domnului Iisus Hristos este una dintre cele mai importante etape din acest proces al mântuirii lui Dumnezeu, fiindcă ea dă valoare morții Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos prin moartea sa ne-a înlocuit pe noi în moartea noastră. El a murit în locul nostru prin moartea sa, dar învierea sa glorifică moartea și îi dă valoare. Atunci când vorbim de aceste lucruri, aș vrea să facem și o paralelă dintre Paștele evreiesc și învierea creștină, pentru ca să surprindem felul în care se îmbină Vechiul cu Noul Testament, istoria unui popor cu istoria Bisericii Universale a lui Iisus Hristos, poporul lui Dumnezeu și Biserica lui Iisus Hristos. Poporul lui Dumnezeu și Biserica lui Iisus Hristos. Și să observăm asemănarea din anumite puncte de vedere, adică din punct de vedere al mântuirii. Planul mântuirii lui Dumnezeu prin Hristos este eliberarea din robia păcatului. Pentru că păcatul este o robie. Și pentru că mântuirea este o eliberare. Paștele evreiesc, care este simbolul eliberării sclavilor evrei din robia egipteană, este asemenea învierii creștine, care este simbolul eliberării oamenilor vinovați de sub robia păcatului. Paștele evreiesc este simbolul eliberării sclavilor evrei din robia egipteană. Vă aduc aminte de faptul că evreii au emigrat în Egipt din cauza foametei din Israel, pe vremea lui Iosif și a tatălui său Iacov. Și acolo, după ce a murit Iacov, apoi Iosif, după ce a murit Faraon, președintele țării din generația lor, ei au stat acolo 430 de ani. Și cei care au condus țara după moartea patriarhilor nu au mai avut respect față de evrei și i-au transformat în sclavi. Și i-au pus la muncă silnică. Și acolo au fost asupriți și robiți.
Pentru că robii nu se pot elibera niciodată singuri. Dumnezeu a hotărât prin Moise, eliberatorul, eliberarea lor din robia egipteană. Și după cum evreii au fost robi în Egipt, oamenii sunt robi în păcat. Și după cum Moise, trimis de Dumnezeu, i-a eliberat pe evrei, i-a scos și le-a dat libertatea, așa Hristos i-a eliberat pe oameni, i-a făcut liberi, i-a făcut liberi pentru o viață duhovnicească, pentru mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis pe Moise la Faraon, după cum pe Hristos l-a trimis în lumea aceasta, în noaptea aceasta, în întunericul păcatului. Moise s-a dus la Faraon, care era domnul Egiptului, ca să ceară eliberarea sclavilor evrei, sub pretextul ținerii unei sărbători în afara Egiptului, în pustie, acolo unde să meargă și să aducă o jertfă Domnului. Dacă privim în istoria prezentată în a doua carte a Vechiului Testament, respectiv în Exod, vom observa că Faraon s-a împotrivit închinării poporului evreu în pustie în fața lui Dumnezeu. Și această împotrivire s-a manifestat în mai multe etape. Este interesant să observăm procesul acestor etape, pentru că există o asemănare izbitoare între felul în care Faraon s-a opus eliberării evreilor și între felul în care diavolul se opune eliberării oamenilor vinovați din timpul harului al bisericii. Sunt izbitoare metodele folosite de Faraon, care pur și simplu se suprapun, sunt identice cu metodele pe care le folosește diavolul. Este izbitoare istoria evreilor, în intenția lor de a scăpa de robie, în dorința lor de a fi liberi, de a scăpa de sclavie, de bici, de munca silnică, cu oamenii vinovați din lume, care sunt dependenți de păcat și care își doresc să iasă de sub domnia, de sub blestemul acestui păcat. Și aș vrea să privim pe scurt istoria acestui proces, etapele acestea de împotrivire ale lui Faraon. În prima fază, Faraon s-a opus categoric eliberării sclavilor evrei. Și citim în Exod capitolul 5, versetele 6 la 9 și 17 la 18. Chiar în ziua aceea, când Faraon a auzit de la Moise că vrea să ia poporul de robi, să-i ducă undeva în afara Egiptului, în pustie, și acolo să aducă o jertfă închinându-se lui Dumnezeu, în prima fază Faraon s-a opus categoric și scripturile spun, chiar în ziua aceea Faraon a dat următoarea poruncă ispravnicilor norodului și logofeților: să nu mai dați paie poporului ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singur să strângă paie. Totuși, să le cere și același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte. Să nu le scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși. De aceea strigă mereu: haideți să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Faraon a răspuns: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți, haideți să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Acum duceți-vă îndată de lucrați. Nu vi se vor mai da paie și veți face același număr de cărămizi. Observați care este atitudinea lui Faraon, omul care ținea în sclavie robii evrei. Și vom înțelege de ce copia lui fidelă, diavolul, se comportă absolut la fel atunci când un om vinovat care trăiește în păcat se întâlnește cu mesajul Evangheliei, aude despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos și vrea să iasă din dependență, din păcat, de sub osândă, prin pocăință și prin credință. Și atunci diavolul dezlănțuie în jurul lui, în mediul lui de hrănire, în contextul în care el trăiește, un adevărat război, o adevărată teroare, contestând intenția din inimă și gândul din mintea lui, punând presiune pe el prin rude, prin prieteni, punându-i pe prieten să-l disprețuiască, să-l ironizeze, să râdă de el, să-i spună că numai oamenii fără minte merg la biserică, că nu are rost să citești Biblia, că îți strici viața, îți închizi viața, că nu există Dumnezeu, că Biblia nu este adevărată. Și diavolul contestă autenticitatea existenței lui Iisus Hristos. Diavolul contestă moartea și învierea lui Hristos și necesitatea convertirii ca să primești viață veșnică.
Diavolul spune că nu există nicio viață veșnică și nu are rost să pierzi viața aceasta pe care o ai, vrabia din mână, pentru viața veșnică care nu există, vrabia de pe gard. Și el se opune și rude, prieteni, toți cei cu care mâncai liniște la masă, îți devin dușmani, te disprețuiesc, se separă de tine și prin această singurătate la care te expun, pun presiune pe tine ca să nu mergi mai departe. Nu e mesajul lor, nu! Moise insistă și faraon este pus în situația să găsească o altă metodă. Și în a doua fază faraon le permite evreilor să aducă o jertfă, să se închine, dar nu le permite să iasă din țară. Și le spune următoarele cuvinte. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis: duceți-vă de aduceți jertfe Domnului vostru, dar aici în țară. Asta înseamnă că după cum faraon a permis robilor evrei ceremonii religioase în Egipt, însă nu le-a permis eliberarea din sclavie, tot așa diavolul permite astăzi oamenilor sărbători în contextul păcatului, dar nu o ieșire din păcat. Diavolul nu este speriat că mergi o duminică la biserică, dacă de luni încolo continui cu viața în păcat. Diavolul nu este speriat dacă la Paște te duci la biserică, dacă de mâine încolo revii la modul destrăbălat de viață, la dependența care ai lăsat-o astăzi la ușa bisericii. Diavolul nu este speriat atunci când te duci să te închini, dar trăiești tot în Egipt, tot în păcat, tot într-un stil de viață urât. Și moartea și învierea lui Iisus Hristos nu înseamnă decât o ceremonie, dar o ceremonie în Egipt, o ceremonie între idolii Egiptului. Moise insistă însă la faraon și acesta este pus în situația să găsească o nouă soluție. Și observați, vă rog, că în a treia fază faraon le permite evreilor ieșirea din Egipt sub condiția să nu se depărteze de Egipt. Beneficiază de grația lui să iasă, dar să nu se îndepărteze. Îndepărtarea de el presupunea izolarea de el, pierderea de sub controlul lui și atunci ei puteau să facă ceea ce trebuie. Și uitați ce spune faraon. Faraon le spune următoarele cuvinte. Vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Dumnezeului vostru în pustie. Numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Asemenea lui faraon și diavolul astăzi dorește pentru oameni care ies din păcat să nu se depărteze prea mult de stilul lor de viață. Să meargă la biserică nu doar o dată sau de două ori pe an, să meargă în fiecare duminică să meargă la biserică, dar să nu-și abandoneze stilul de viață. Tot vulgar, tot păcătos, tot indecent. Merg la biserică duminica, dar nu se schimbă prioritățile, nu se schimbă obiceiurile, nu se schimbă relațiile, modul în care se raportează la realitățile care îl înconjoară. Nu schimbă felul de a-și consuma timpul. Nu schimbă anturajul, nu schimbă prioritățile, valorile, îmbrăcămintea, nu schimbă nimic, dar merge la biserică. Evident, este un lucru bun că cineva merge la biserică. Și venirea la biserică promite, numai că există riscul să te duci să te închini, dar să nu ai puterea să te îndepărtezi prea mult de ce a fost înainte, să rămâi același om și de fapt cine controlează este tot faraon, chiar dacă te-ai dus 2 metri mai încolo de el. Moise pune presiune și faraon este pus în situația să găsească o altă soluție. Și dacă privim în Scriptură, observăm că în a patra fază, faraon le permite să iasă din Egipt, să se îndepărteze de Egipt, sub condiția să iasă numai bărbații. Și o să citesc din Biblie. Duceți-vă voi bărbații și slujiți Domnului așa cum ați cerut. Exod 10:11. Faraon a știut că bărbații se vor duce, dar se vor întoarce după nevestele lor și după copiilor. Nu-și vor lăsa familiile acolo să plece pentru întotdeauna. Va fi doar o călătorie cu început și sfârșit. Faraon a știut bine lucrul acesta. A știut sigur că ei se vor întoarce și soțiile lor îi vor influența să nu mai plece niciodată, pentru că pe ele și pe copii i-au lăsat singuri. Și atunci Moise este pus în situația să insiste și faraon să găsească o altă soluție. Citim în Scriptură despre ultima fază în care faraon permite evreilor să iasă din Egipt și cu familia, dar nu cu proprietățile.
Și uitați ce zice Biblia. Faraon a chemat pe Moise și i-a zis: duceți-vă și slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii. Copiii pot merge cu voi, dar nu luați proprietățile. Nu luați proprietățile. Pentru că diavolul știa ce i s-a întâmplat soției lui Lot. El știe foarte bine că atunci când tot ce muncește un om într-o viață devine important pentru omul acela. Și omul acela este în stare să-și sacrifice cele mai puternice convingeri de viață pentru tot ce a strâns el. Și evident că chiar dacă ar fi plecat, s-ar fi întors după munca lor. Chiar dacă ar fi plecat, inima lor ar fi fost tot acolo. Faraon întotdeauna, dacă vede că nu are încotro, te lasă să pleci pentru că este constrâns, dar niciodată nu va accepta să nu rămână un mod de a te ține dependent, dacă nu este posibil în mod direct, cel puțin în mod indirect. Aceasta este istoria eliberării poporului din sclavia egipteană prin eliberatorul Moise. Acum haideți să privim puțin la eliberarea creștinilor și să vorbim despre învierea creștină, care este simbolul eliberării oamenilor vinovați din robia păcatului. Și după cum robia sclavilor evrei din Egipt este asemenea robiei oamenilor vinovați în păcat, tot așa Paștele evreiesc este asemănător cu învierea creștină, pentru că este același simbol al eliberării. E adevărat că Paștele evreiesc vorbește despre eliberarea unui popor prin Moise din Egipt. Învierea creștină vorbește despre eliberarea oamenilor din păcat, dar are același simbol, are același mesaj. Învierea dă valoare morții Domnului Iisus Hristos. Practicând păcatul, el dezvoltă dependență. Și dependența aceasta reclamă justiția și sfințenia lui Dumnezeu, care este ofensată de păcat. Și oamenii devin robi, devin sclavi a propriilor lor dependențe pe care le dezvoltă repetând păcatul. Pleacă copilul de acasă cu obiceiuri bune, obiceiuri care s-au cultivat cu foarte mult efort de educație din partea părinților. Și ajungând într-un alt mediu de hrănire, la școală, unde nu mai este biserica, unde nu există rugăciune, unde nu există predici, unde nu există decență și grijă pentru vestimentație și pentru alte aspecte de genul acesta, copiii ies într-un loc larg unde libertatea e nelimitată și n-au capacitatea să o controleze. Și atunci pur și simplu sunt înghițiți de libertatea contextului în care se află. Și pentru că n-au experiența vieții, ei nu știu să spună: ok, până aici, de aici încolo nu-i bine. Ei pur și simplu înghit totul, din curiozitate, sub presiunea conformatoare și ironică a colegilor și mulți alți factori care pun presiune pe conștiința lor. Așa încercând prin gustul și repetând să creează dependența. Asta se numește sclavie și spune: ce să fac să mă las de, că nu mai pot. Și continuă să vină la biserică, dar nu poate să se lase de. Și ajunge rob în Egipt, ajunge rob la faraon, ajunge rob al diavolului. De unde să știe unul dintre noi care este robia altuia dintre noi? Oamenii nu sunt din sticlă, noi nu putem vedea în interiorul lor, dar așa cum evrei au fost robi în Egipt și faraon i-a asuprit și numai Dumnezeu i-a eliberat prin Moise, și sărbătoarea care poartă simbolul acestei eliberări este Paștele evresc. Tot la fel, Dumnezeu prin Hristos, prin Mântuitorul, îi scoate pe oameni de sub robia diavolului, a păcatului. Iar simbolul acestei eliberări este învierea Domnului Iisus Hristos, care dă valoare morții sale. Moarte care ne înlocuiește pe noi, plătindu-ne amenda în fața lui Dumnezeu pentru păcatele pe care le-am făcut. Pentru că orice păcat cere o pedeapsă, cere o plată, iar plata păcatului este moartea. Cât costă mântuirea? Mântuirea costă moartea lui Iisus Hristos. Pentru că mântuirea înseamnă iertare de păcat. Iar Dumnezeu iartă păcatele în dreptul jertfei înlocuitoare a morții lui Iisus Hristos. Iar învierea dă valoare
acestei morți înlocuitoare a lui Iisus Hristos. Dacă prețul pentru păcat este moartea, asta înseamnă că mântuirea costă moartea lui Iisus Hristos. În concluzie, prețul mântuirii este moartea. Dar care este scopul mântuirii? Scopul mântuirii este viața. Viața veșnică. Viața nouă în Hristos. Viața duhovnicească. Viața din belșug. Viața născută din nou. Viața pe care o au copiii lui Dumnezeu. Dar acest scop al mântuirii nu s-ar fi putut realiza dacă nu se plătea prețul. Prețul este moartea. Scopul este viața. Prețul a plătit Hristos. Scopul practicăm noi. Prețul l-a suportat Hristos, l-a plătit El. Dar scopul manifestăm noi, îl practicăm noi. El a avut misiunea să plătească prețul, adică să moară. Noi avem misiunea să practicăm scopul, adică să trăim. Noi ne-a oferit partea cea bună, viața în Hristos. El a luat partea cea grea, moartea pentru păcat. Noi trebuia să murim în păcat, dar El ne-a înlocuit. A spus, dă-te la o parte că o să mă așez eu acolo. Și a stat în locul meu și în locul tuturor oamenilor, pe cruce. Și El a plătit pentru păcatul nostru. Cât costă mântuirea? Mântuirea costă moartea lui Iisus Hristos. Dar de ce a murit Iisus Hristos? Să dea viață veșnică tuturor celor ce cred. Misiunea Lui a fost să moară și apoi să învieze. Scopul acestei misiuni este să ne ofere nouă viața, pentru că scopul mântuirii este viață pentru Biserica Lui Dumnezeu. Și noi trebuie să avem viață. Mântuirea este ușor de obținut, dar este greu de purtat. De aceea mântuirea are valoare nu doar prin obținerea ei, ci și prin păstrarea și practicarea ei. Moartea este prețul, viața este scopul. Moartea este misiunea Domnului, viața este misiunea noastră. Astăzi când vorbim despre înviere, am încheiat subiectul moarte. Însă ori de câte ori vorbim despre moarte este un câștig, pentru că încă îl mai punem pe El în locul nostru, ca să ne plătească ieșirile în decor, rușinea și păcatul. Dar când vorbim despre înviere, moartea justificatoare de care vorbea Gianni în limba engleză, o lăsăm în urmă și trecem la aspectul numit viață. Dacă învierea dă valoare morții, sfințenia dă valoare vieții. Învierea lui Iisus Hristos dă valoare morții sale, o face proeminentă, o face necesară, dar și suficientă. Însă după cum învierea Domnului dă valoare morții, tot la fel, sanctitatea noastră, trăirea în puritate, sfințirea noastră dă valoare vieții pe care am primit-o prin moartea Lui. Este ciudat că moartea Lui a dat viața noastră. Este ciudat că murind nu ne-a dat viața. Este ciudat că cineva care moare produce viață pentru toți muritorii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, a oferit, a trimis pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine dintre muritori crede în El, să nu mai moară, a murit Hristos, atât a costat iertarea noastră, să moară El în locul nostru. Dar prin faptul că El a murit, noi trăim. Marea problemă când El a murit este că trebuia să învieze și puterea lui Dumnezeu l-a înviat. De aceea învierea dă valoare morții, dar odată înviat Hristos ne dă viața. Marea problemă nu-i primirea ei, ci este păstrarea și practicarea ei, fiindcă păstrarea și practicarea vieții înseamnă trăirea în puritate și dintr-o dată accentul cade pe stilul nostru de viață. Și roada Duhului dimpotrivă este... Este ușor să vorbim despre moartea Domnului, oricum nu mișcăm niciun deget pentru asta, e veche de 2000 de ani. Este ușor să vorbim despre învierea Domnului, oricum nu mișcăm niciun deget pentru asta, e veche de 2000 de ani. Este ușor să vorbim despre convertire, despre mântuire prin pocăință și credință, însă dintr-o dată ne trezim pur și simplu în fața Lui și El ne spune că
că viața cea nouă pe care am primit-o prin Hristos înseamnă de fapt ce l-a învățat într-o noapte Hristosul înviat pe Nicodim, spunându-i următoarele cuvinte. Dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, i-a spus în versetul 3, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și în versetul 5, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu se naște din nou. Fratele Gianni vorbea în primul punct al predicii lui despre faptul că învierea Domnului Iisus Hristos ne asigură nașterea din nou. Apoi ne asigură justificarea, iertarea, eliberarea de păcat, ispășirea. Ceea ce vreau să vă spun în încheiere, dragi frați și surori, este faptul că după învierea Mântuitorului, Biblia prezintă stilul noii vieți al apostolilor și al noilor convertiți. Entuziasmul învierii Domnului Iisus Hristos se transformă în responsabilitate pentru noi. Hristos ne-a justificat pentru trecut. Hristos ne dă putere pentru prezent. Dar această putere este să păstrăm la nivelul excelenței sanctitatea, puritatea, sfințenia pe care El ne-a oferit-o prin credință și pocăință. Asta presupune de astăzi înainte să trăim în sfințenie, la nivelul gândurilor, sentimentelor, relațiilor, atitudinilor, comportamentelor, cuvintelor, motivațiilor și orice altă manifestare a existenței umane. Altfel, moartea și învierea Domnului devin zadarnice pentru un om care le calcă în picioare. Poporul Domnului, vorbim despre moartea și învierea Domnului Iisus, învierea dând valoare morții. Dar acum când Hristos a făcut totul și când ne oferă o mântuire nepătată, nu câștigată sau cumpărată cu bani, aur și argint, ci câștigată, realizată după proiectul Tatălui, prin sângele Domnului Iisus și aplicată prin Duhul Sfânt, noi avem responsabilitatea în noua viață în care am intrat prin nașterea din nou, să trăim în sfințenie, fiindcă cadrul, contextul vieții spirituale este sfințenia. Observați care e contextul vieții unui pește sau a vietăților subacvatice. Este apa. Dacă le scoți la aer, mor. Ciudat este că noi oamenii suntem pe dos. De fapt, nu noi suntem pe dos, ei sunt pe dos. Noi suntem normali. Numai că atunci când noi intrăm în apă, murim. Mediul nostru este aerul, oxigenul. Mediul lor este apa. Dacă îi scoți din apă, mor. Dacă îi bagi în aer, unde noi trăim ușor, atunci mor, după cum noi murim când ne ducem în mediul lor. Oameni buni, mediul noii vieți nu e nici prin oxigen, nici prin apă. Este prin sfințenie. Sfințenie înseamnă puritate voluntară. O puritate pe care o alegi. Astăzi, la învierea Domnului, Biblia ne spune următorul lucru: Hristos, tetelestai, a făcut totul. A murit și a fost greu să moară. Și a înviat și Dumnezeu și-a manifestat puterea și l-a înviat din morți. Lăudat să fie Domnul. Dar acum ne-a dat o nouă viață, ne-a născut din nou, din apă și din Duh, adică din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu. Primim noua viață, mediul în care ea se desfășoară. Nu este apa ca la pești, nici aerul ca la oameni, ci este o viață de puritate în toate aspectele existenței, de la cele mărunte până la cele mari. Degeaba cineva vrea să spună că asta nu este importantă pentru că e mică. Hristos spunea credincioșia unui om, să vedem primul rând în lucrurile mici, că dacă un om nu e credincios în lucruri mici, mărunte, ieftine, adică dacă nu ai bani să-ți cumperi o pâine, cum mă convingi pe mine că ai bani să-ți cumperi o mașină? Cum vei avea bani să-ți cumperi o mașină când n-ai 3 dolari să-ți cumperi o pâine? Sau 2 sau 1? Cum mă vei convinge că ești în stare să faci lucruri mari dacă nu poți să faci lucruri mici? Dacă nu poți să ridici o greutate mică, cum vei ridica o greutate mare? Învierea Domnului ne vorbește despre ce a făcut El. El a realizat mântuirea și ne-a oferit-o.
Noi nu trebuie să facem absolut nimic pentru mântuirea aceasta. Ea este suficientă și necesară. Nu mai trebuie făcut nimic pentru mântuirea aceasta. Marea problemă este că atunci când mântuirea ne-a fost oferită, noi am intrat în viața cea nouă a lui Iisus Hristos. În Hristos sunt o făptură nouă, o făptură duhovnicească, o făptură care nu se hrănește cu pâine și apă ca și biologicul, și se hrănește cu rugăciune, cu post, cu meditație la lucrurile sfinte, cu părtășia cu sfinții, cu închinare față de Dumnezeu, cu citirea Bibliei și cu în general disciplinele spirituale. Aceasta este viața cea nouă în Hristos. Ori această viață nouă în Hristos este ușor să o practici o lună de zile, pentru că există entuziasmul noutății, curiozitatea. Dar cine moare în prima lună de viață ca să moară când trebuie? Puțin. Cei mai mulți, eu spre exemplu, în 30 de ani în urmă este nașterea din nou. 30 de ani. Dumneavoastră știți câtă abstinență, câtă muncă, te uiți la lucruri care firii îi plac. Și pentru omul dinăuntru, în Hristos, spui nu. Și această atitudine se numește înfrânarea poftelor, care este o manifestare a Duhului lui Dumnezeu care se odihnește peste noi. Când Duhul lui Dumnezeu lipsește și omul firesc, poate el să vină la biserică, că nu-l oprește nimeni. Noi nu avem un aparat de măsurat pocăința la ușă. Intră toată lumea. Domnul cunoaște pe fiecare. Dar când vine ispita, tentația, prețul plătit pentru refuz să facă asta, unii oameni pot pentru că sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Alții nu pot pentru că nu sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, Hristos a putut să-și termine misiunea. Cât costă mântuirea și care e scopul ei? Mântuirea costă moartea lui Hristos și scopul ei este viața noastră. Dar moartea aceasta a triumfat în înviere. Învierea a dat valoare. După cum viața noastră în Hristos triumfă în sfințenie. Ce a însemnat moartea pentru Hristos înseamnă viața pentru noi. Dar ce a însemnat învierea pentru Hristos înseamnă sfințenia pentru noi. Paralela morții lui Hristos este viața noastră în El, în Hristos. Însă paralela învierii sale este în sfințenia noastră. Pentru că după cum învierea sa dă valoare morții sale și o face proeminentă și îl satisface pe Dumnezeu și justiția lui ofensată de păcatul omenesc, tot la fel sfințenia noastră dă valoare nașterii noastre din nou. Sunt oameni care se nasc din nou în tinerețe și la bătrânețe ajung mai rău decât oamenii din lume. Au primit nașterea din nou, au umblat o vreme în adunare, dar n-au putut să rămână în zona de sfințenie, de sanctitate, de puritate și au murdărit haina mai murdară decât a fost înainte să se pocăiască. Mai murdară. Asta înseamnă că noua viață în Iisus Hristos a fost distrusă, s-a sinucis spiritual. Pur și simplu și-a pierdut mântuirea. Am vrut în această seară, în contextul învierii Domnului, să vorbesc puțin nu doar de evenimentul învierii și de oamenii care au fost parte atunci, și să o privim puțin de pe deal, să avem un orizont mai larg asupra fenomenului și să înțelegem mai bine cum Hristos a fost responsabil pentru misiunea lui și și-a făcut-o atât de bine încât și-a ridicat privirea și a spus: Tată, tetelestai, misiune îndeplinită, uite-te la ce am făcut, am făcut ce mi-ai cerut, am murit și am înviat, acum primește-mă la tine. Și s-a dus și când s-a dus ne-a spus să nu vă speriați, o să-l trimit pe Duhul Sfânt, pe cineva ca mine, să fie cu voi, să nu vă speriați că eu nu vă las singuri. Eu știu despre nepoțelul meu că dacă îl las singur undeva într-o zonă de străini, el se sperie de moarte, pentru că e prea mic să înțeleagă că nu îi se întâmplă nimic. El e dependent de un adult din familia lui. Ei, la fel Hristos a știut de noi că fiind copii ai lui Dumnezeu, noi avem nevoie de o asistență care vine din afara noastră, care ne oferă protecție și noi depindem de această asistență. Și pentru că el a trebuit să plece, ne-a asigurat liniștea spunând: o să vă trimit pe cineva ca mine, care va rămâne cu voi până la sfârșit. Până la sfârșit. Și acum începe misiunea noastră. Vrei să te pocăiești în această seară și să primești
rodul morții și învierii lui Iisus Hristos, adică viața? În seara aceasta, dacă spui da, te voi întreba, crezi că Iisus Hristos este Domnul? Dacă spui da, voi continua să te întreb, crezi că El a înviat din morți? Dacă spui da, te voi întreba, te pocăiești de păcatele care le-ai făcut până acum, îți pare rău de ele? Și dacă spui da, atunci, după cuvântul lui Dumnezeu, ești un om mântuit. Dar cât de greu e să spui da de trei ori la trei întrebări? Nu-i greu deloc. Însă când ieși pe ușa aceasta, automatismul comportamental va fi să bagi mâna în buzunar, să-i dai foc și să o consumi, să-i desfaci dopul și să o golești, să te uiți și să poftești, să deschizi computerul și să te uiți la prostii, să te duci acasă și să-i spui soției sau soțului sau copiilor tot felul de cuvinte murdare. Și de mâine să înceapă toată destrăbălarea cu hoții, cu furtișaguri, cu lăcomii și cu jmecherii. Ascultați-mă, valoarea învierii, valoarea morții lui Hristos e dată de învierea sa. Valoarea pocăinței noastre, a convertirii noastre, a nașterii noastre din nou, este dată de sfințenie. Închei predica din această seară citind un verset din Scriptură. Cred că o să citesc totuși două. Mai întâi, în ce privește Duhul Sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin vierea morților, Romani 1:4. Sfințenia este asemenea învierii, pentru că sfințenia demonstrează că suntem născuți din nou, după cum învierea demonstrează că Iisus a murit. Sfințirea noastră zilnică este fundamentală. Religia de a veni la biserică este inutilă dacă nu se face pe fondul unui proces de sfințenie. Evenimentul venirii, pendulării în biserică, dacă nu e făcut într-o viață de sfințenie, atunci nu are valoare. Și al doilea verset pe care vreau să-l citesc, Pavel ajunge în Atena. Atena este capitala Greciei. Fapte 17. Și ajungând acolo, Pavel vorbește în sinagogă evreilor și vorbește în afara sinagogii neamurilor. Și o să citesc câteva versete. Unii dintre filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiu ăsta? Ce înseamnă palavragiu? Om care vorbește prostii. Așa, vorbește să treacă timpul, dar aiurea. Iertați-mi expresia. Ce vrea să spună palavragiul ăsta? Că toți atenienii și străinii care stăteau în Atena aveau și ei un obicei. Biblia zice, nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât ori să spună ceva nou, ori să asculte ceva nou. Când au auzit ei de învierea morților, observați de ce le-a predicat apostolul Pavel. Le-a predicat de înviere, că e ușor să vorbești de Dumnezeu. Și toți oamenii cred în Dumnezeu, în ciuda faptului că unii și închipui o vacă, unii un mormoloc, iar unii o forță din cer pe care nu știu să o definească, impersonală. Dar când vorbești despre cineva care a murit plin de sânge și Dumnezeu l-a înviat a treia zi, dintr-o dată ai probleme de logică. Și Biblia ne spune că Pavel a predicat despre învierea lui Iisus Hristos. Și uitați ce se întâmplă. Când au auzit ei de învierea morților, au început să-și bată joc de el. Este la modă, e normal, e natural, e obișnuit. Au început să-și bată joc de el, iar alții au zis, știi ce, cu privire la treburile astea, altă dată, acum du-te în pace. Ce am vrut să surprind aici este următorul lucru. Oamenii aceștia n-aveau altă preocupare în fiecare zi decât să asculte ceva nou sau să spună ceva nou. Oameni informați, dar trăiau într-un oraș plin de idoli, informați, idolatrii. Informarea, dacă nu trece prin credință, nu te va ajuta să renunți la idol niciodată. Poți să știi că Iisus este Domnul, dacă nu crezi asta, primind acest adevăr ca pe un adevăr personal și îl lași la nivelul universal. Orice adevăr universal, dacă nu-l faci adevăr personal, e valabil la modul general, dar nu-i valabil pentru tine și nu-ți schimbă viața. Oamenii ăștia erau cei mai informați oameni de pe planetă. Filozof, tobă de carte, nu se întâmpla ceva că ei știau înainte să se întâmple. Informați, dar idolatri. Ascultați-mă, scumpii mei. Astăzi, toată lumea avem din astea, buzunarele pline.
de toate felurile, de toate mărimile, de toate modele. Problema noastră nu este informarea. Problema noastră, așa cum am citit în Scriptură, așa am citit în Biblie, că predicarea Evangheliei duce la credință. Nu întotdeauna informarea duce la credință. Se întâmplă că uneori oamenii știu, dar rămân în continuare în păcat și sunt plini de idoli în inima lor. Ori ei sunt idolul, ori membrii ai familiei sunt idolul, ori lucrurile din jurul lor sunt idolul, ori idealurile lor sunt idolul și ei sunt informați. Atena este simbolul orașului plin de oameni informați, dar idolatri. Pavel vorbește despre faptul că credința vine în urma informării, a auzirii Evangheliei, dar asta presupune să iei aceste adevăruri și să le primești într-un mod personal. În seara aceasta, scumpii mei, aș vrea să ne rugăm Domnului și în rugăciunea aceasta să ne gândim la următorul lucru. Suntem noi în necunoștință de Dumnezeu? Nici de cum. Suntem noi niște oameni informați cu privire la voia lui Dumnezeu? Evident. Această informare ne-a dus la credință? Aduceți-vă aminte ce spune Petru, 2 Petru capitolul 1, versetul 5. Uniți cu credința voastră faptele credinței. Această credință pe care o avem ne duce la sfințenie sau nu ne duce? Nu uitați, pe Hristos moartea l-a dus la înviere și atunci moartea lui a fost suficientă și primită de Dumnezeu. Dacă nașterea noastră din nou nu se petrece pe fondul sfințeniei și nu duce la sfințenie, atunci trebuie în seara aceasta să ne gândim serios ce avem de gând să facem cu viața noastră. Poporul Domnului este învierea Domnului Iisus. Cât costă mântuirea noastră? Moartea Lui. Care este scopul ei? Viața noastră. Însă moartea Lui a primit valoare prin înviere și viața noastră spirituală primește valoare prin sfințenie. Dumnezeu nu va primi o viață spirituală, religioasă, care se desfășoară în contextul păcatului și al destrăbălării, ci doar în contextul sfințeniei. Asta presupune să ne sfințim mintea, inima, prioritățile, valorile, anturajul, absolut orice lucru care are legătură cu viața noastră. Vă chem în această seară, după cum celebrăm, triumfăm învierea glorioasă a lui Iisus Hristos care dă valoare morții, să triumfăm și în sfințenia noastră care dă valoare vieții spirituale pe care am primit-o. Atunci ne vom culca liniștiți și într-o zi ne vom trezi în împărăția lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să ne rugăm.